Primul an de pandemie a dus la o explozie a numărului de contracte cu jumătate de normă. Sunt peste un milion de români care lucrează în acest fel acum, iar specialiștii spun că piața oferă tot mai multe posturi care necesită o muncă de 4 sau 6 ore. Mulți trebuie să petreacă mai mult timp acasă cu copiii cât fac școala online, alții muncesc în mai multe locuri sau, din potrivă, mai puțin pentru că firma lor și-a redus activitatea din cauza restricțiilor. Criza sanitară a făcut ca numărul celor care lucrează part-time, adică mai puțin de 8 ore pe zi, să crească rapid. Dacă la începutul primăverii trecute erau 978.000, acum sunt cu peste 126 126.000 mai mulți. Pe de altă parte, s-a redus numărul celor care muncesc cu normă întreagă. Acum sunt 5,4 milioane, cu 164.000 mai puțini decât în 2020. Reducerea activității în unele domenii, dar și școala online, care i-a obligat pe părinți să stea mai mult acasă, toate contribuie la aceste evoluții de pe piața muncii, spun specialiștii în recrutare. Ore ca evenimente și multe alte domenii, încă vorbim de ele chiar cu noile restricții, chiar mai mult decât înainte. Aceasta ar fi un prim, o primă explicație pentru creșterea uh, mai mare a, a celor paltai. Al doilea motiv. Ar fi că există o căutare activă a candidaților pe zona aceasta, un interes foarte mare. Avem tinerii care, pe de-o parte, vor să-și caute un prim loc de muncă, un prim job și atunci cea mai bună cale este să intre part-time. Există un interes din partea celor care nu prea poate să mai muncească uh, full-time, pentru că au fie școala online, fie o anumită temer legată de pandemie. Pe de altă parte, sunt schimbări importante și în privința salariilor. Peste un milion de români câștigă cel mai mic salariu pe economie, adică aproape 1400 de lei. Majoritatea lucrează la privat. În schimb, în ultimul an a crescut numărul celor care câștigă peste medie, atât la stat, dar mai ales la privat. Dacă în urmă cu un an erau 300.000 de angajați la privat și alți 131.000 la stat cu salarii nete de peste 4.000 de lei, acum sunt 39.000 în plus la privat și aproape 5.000 la stat, potrivit datelor oficiale. Specialiștii au remarcat că dacă înainte de pandemie poate puțin români își permiteau sau se gândeau să pună bani deoparte, acum tendința de economisire este clară. 43% dintre cei cărora le mai rămân bani din salariu îi pun deoparte, potrivit unui studiu recent al companiei de cercetare Nielsen. Comportamentul acesta de economisire pe care îl observăm noi în creștere nu este unul conștient, intenționat, deliberat. E mai degrabă un efect al acestei, al acestei modificări în stilul de viață. Adică acei oameni activi care, cum spunea și tu, obișnuiau să meargă la birou, să ia masa la restaurant, să plece în călătorii, să meargă la festivaluri. Trecând prin această perioadă de deprivare impusă de pandemie, au ajuns să redirecționeze acest venit în pușculiță, în contul de economie. Pe de altă parte, românii sunt mai optimiști decât vecinilor din Europa Centrală și de Est, atât în privința finanțelor proprii, cât și a perspectivelor de angajare, mai arată studiul. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.